domnul Cristian Crăciun. Veniți aici de partea... De partea asta a baricadei. Da, în cazul în care există o baricadă. Eu nu cred că există. De-aia chiar vă rog să, să confirmați că nu există și să veniți și mai aproape. Ca să, să ne ajungăm, să fim așa, să ne... Să vândă lumea pe culoare, sigur. Da, recuperăm puțin din timpul pierdut, la modul prustian, cu domnul Ion Bogdan Lefter, pe care îl invit să vă vorbească puțin despre cartea lui Vasile Gogea. Vasile Gogea este unul din puținii intelectuali cu spirit civic și nu cred că înjur pe nimeni dacă spun asta. Dacă vreți să vă convingeți, intrați pe blogul lui, Gogea's blog, și o să vedeți, o să vedeți o conștiință, un scriitor căruia îi pasă de cetatea în care scrie. Cel mult scrie, nu? Deși el se încăpățea să-și trăiască, chiar dacă unii l-au ajutat să nu trăiască de mai multe ori. Pentru că după ce și-a, și-a anunțat tema pentru teza de licență, a fost luat la securitate. Teza era din Hegel, bineînțeles. I-am publicat acea teză, neschimbată, iar la acum 2 ani, la lansare, Vasile a venit cu, cu formatul A4, dactilografiat, cum se făcea pe vremuri, ca să facă dovada, că n-a umblat, n-a rafistolat ideile tinereții ca să le dea mai, mai deștepte azi. Da? Bun, o să încercăm să nu vă plictisim timp de o oră, cel puțin, așa că le zic pe domnul Bogdan Lefter să vorbească despre Vasile. Bine, mulțumesc, Valentin. Mă descurc. Așa. Bun. Mulțumesc pentru preambul. Pot reacționa polemic. Cred că, cred că nu doar în nume propriu și așa făcându-mă portavoce și pentru alții. Pe blogul lui Vasile Gogea puteți merge într-adevăr ca să vă convingeți că Vasile Gogea e o, o știință civică adevărată, dar că ar fi puțin intelectual cu conștiință civică în România, de azi nu sunt de acord. Sunt puțin. În fine, e un subiect pe care îl propun pentru viitoare dezbateri, dar l-am marcat doar. La prezentarea acestei cărți, la care, din păcate, Vasile Gogea nu a făcut drumul de la, a putut face drumul de la Cluj la București, sunt de spus rapid câteva lucruri. Eu întâi să vă spun ce fel de carte este și apoi în ce fel este ea reprezentativă pentru acest autor. Cartea poartă un titlu ușor jucat, este un cuvânt valiză, cum se spune, un mot valiz, anam teme. Deci este o carte de teme, de subiecte diverse. Ideea de temă nu face, deschide tot câmpul de cercetare tematică, de critică tematistă și așa mai departe. Este și un titlu făcut celebru în eseistica românească de către Nicolae Manolescu, care a publicat un șir, dacă nu înșel, de 7 volume succesive, începând din anii 70 și până către finele anilor 80, sub titlul Teme. A avut rubrici în reviste Steaua la Cluj și în alte părți, rubrica Teme. Anam Teme este un cuvânt care înghite tema temei în burta cuvântului anamneză, adică făcând referire, deci, la memorie, recuperarea trecutului, autoexamen, plongeu în trecut pentru recuperarea a ce se mai poate a sfărâmăturilor trecutului, arheologia trecutului, dacă vreți. Sub acest generic, cartea adună un set destul de bogat, de numeros, de texte destul de scurte, drept care grosimea cărții nu e mare, Vasile Gogea fiind un autor de texte în general concentrate. Spun imediat ceva și despre asta. Textele din carte sunt notații, uneori articole publicate în presă, alteori doar articole de blog personal sau mici eseuri improvizate, fără intenții exegetice mai aprofundate, deci doar de semnalarea unor teme. Temele acestea sunt însă invariabil teme care trimit la trecut și la voința aceasta de explorare a unei istorii recente și anume din unghi etico-intelectual.
Vasile Gogea scrie despre mari intelectuali, uneori și despre mari intelectuali umaniști, să spunem, cu profesiuni umaniste, scritori, filozofi, oameni de științe sociale, științe socio-umane, de la, să zicem, Monica Lovinescu la Gheorghe Crăciun, de la Adrian Marino la alții. Și uneori face din aceste mici evocări crochiuri portretistice, uneori include notații memorialistice, alteori doar simple descrieri, diagnosticări de personalitate, întotdeauna sau aproape întotdeauna punând în legătură numele și uneori situațiile, episoadele de viață, de istorie recentă, eventual trăită de el însuși, în legătură cu istoria politică recentă. Și aici lucrurile devin evident nu doar etice, ci radical etice, pentru că e vorba despre intelectuali care într-un fel sau altul au supraviețuit sub comunism, care au reacționat, care au protestat, Dorin Tudoran și alții sunt personaje în această carte. Gogea însuși fiind un intelectual, un scriitor care în anilor 60, începutul anilor 70, în perioada studenției lui clujene, a avut de-a face ca student cu securitatea, s-a întâmplat să locuiască într-o casă care era sub vizorul securității, se deschide aici alte câmpuri, alte nume, familiile importante ale lumii universitare și intelectuale clujene care au căzut sub represiune sau s-au aflat sub represiune încă din anii 50 în istoria noastră comunistă. Apoi Vasile a reușit să-și încheie studiile, deși ele fuseseră perturbate, a urmat filozofia și s-a stabilit o vreme în Brașov, a lucrat în Făgăraș mai întâi și tot în Brașov, a avut joburi destul de mizerabile în industrie, în diverse feluri de servicii expediente. A devenit scriitor, s-a format pe deplin, s-a copt ca scriitor în Brașov, în grupul brașovean, alături de Gheorghe Crăciun, Alexandru Mușina, Ioan Pop Barasovia, Ovidiu Moceanu și alții. A fost un grup literar foarte interesant și valoros în anii 80 în Brașov. De atunci datează nuvelele lui strânse ulterior într-o carte și mai ales de la mijlocul spre sfârșitul anilor 80 datează cartea lui principală, care este un roman cam de aceeași grosime, deci o carte scurtă, dar pe care eu mi-am permis să o evaluez într-un text pe care l-am publicat, l-am republicat, drept una dintre puținele capodopere ale romanului românesc postbelic. Se intitulează Scene din viața lui Anselmus. Cartea a fost publicată doar după 1990 și a fost reeditată în urmă cu câțiva ani la editura Limes a echinoxistului poet, eseist Mircea Petean. Atunci am scris o prefață amplă pentru ediția a doua și tot am inclus-o într-una din cărțile mele despre colegii mei de generație. Acest autor de romane scurte, de texte scurte, de reflecții scurte, uneori de aforisme sau de poeme de reflecție filozofică și etică, tot foarte concentrate, produce și în aceste anamteme un fel de reconstituiri fragmentare, frânturi de flashback-uri, dacă le putem spune așa. O carte care completează un profil intelectual și moral foarte interesant. Un nume care merită mai multă atenție și merită să fie mai bine știut și de către bucureșteni, giurgiuveni și alții. El este un nume notoriu în Cluj, în Brașov, în alte zone ardelenești. Măcar pentru Scene din viața lui Anselmus ar trebui să fie în toate panoramele literaturii române recente. Așa cum profit de ocazie să mai spun o dată după ce am spus anul trecut la lansare, Nebunului Dumnezeu, romanul scris și publicat de eseistul Ioan Mureșan, care acum mi se lansează o carte de eseuri. Este un roman absolut extraordinar și există un mic grup, o mică categorie de mari cărți ignorate în literatura recentă, foarte recentă. Așa că mai avem de lucru, de citit, de
explorat, de făcut doctorate și despre autori, cărți, teme mai puțin știute, eventual uitate, eventual în legătură cu care trebuie să procedăm la anamneză și să producem în felul ăsta anamteme. Ca să mai spun o dată titlul cărții lui Vasile Bojan. Mulțumesc mult! Acest stand pe care îl vedeți dumneavoastră în spate a debutat așa cu un titlu pompos, Clujul Editorial. În acest moment ne s-a alăturat domnul Marius Lazar, îl salutăm. Așa. Formal, el se pare că nu mai există, că nu mai vedeți nicăieri scris, dar în fond tot asta a rămas aici. Aici găsiți cele câteva ituri clujene care încearcă să iasă un pic din județ și vin cel puțin o dată pe an la București. Acum vom trece la cartea lui Vianu Mureșan. Anul trecut, pe aceleași trepte aici, s-a lansat romanul Nebunul Dumnezeu, pe care îl găsiți la standul editurii Acon și care este o provocare realmente intelectuală. Încercați să citiți primele 30 de pagini și după aia nu vă opriți, dar e greu să treci de primele 30. Așa. Cartea Paveze, omul jignit, a apărut mai întâi la editura Limes, aici lângă noi, vecin de stand, și acum venim cu o ediție nouă, care sperăm să aibă cel puțin la fel de mult succes. Așa. Să începem cu domnul Mihai Gheorghiu, care pare fascinat de, după lectura acestei cărți, și rog să vă împărtășească și dumneavoastră această fascinație. Am fost într-adevăr cucerit de cartea lui Vianu Mureșan, pe care am citit-o de curând. Cred că n-am încă distanța necesară pentru o privire foarte obiectivă, dar voi încerca să vă trec în timpul scurt pe care l-am la dispoziție o parte din interesul față de această carte, care e o carte, aș putea spune, rămâne o carte eveniment în eseistica românească, pentru că ea are un pariu foarte interesant. Strict formal, se referă la Paveze, care este un autor foarte important al secolului 20, unul din mari autori italieni ai secolului 20. Dar simți din carte, din curgerea paginilor și a gândurilor, că ai putea considera această carte, de fapt, un mic tratat despre om. Ceea ce ne dă aici Vianu Mureșan este o analiză de tip fenomenologic, la origine, asupra unui, nu numai asupra unui aspect al omului, omul jignit, ci asupra omului în general. Simți că pariul adevărat, sau cel puțin asta am simțit eu la lectură, că pariul adevărat al cărții trece dincolo de figura foarte importantă a lui Paveze. Figura lui Paveze este fanta prin care textul lui Vianu Mureșan încearcă să vorbească despre propria noastră umanitate, care e întotdeauna, de ce nu, o umanitate rănită, ultragiată, o umanitate care e întotdeauna într-un război cu sine însăși și poate cu lumea. De aceea, figura lui Paveze se desenează aici, de fapt, în adâncimea ei, în adâncimea textului lui Vianu Mureșan, ca o figură a omului. Și, sigur, a omului în această ipostază, ultrageat în demnitatea sa, rănit în demnitatea sa umană, de cine? De moarte.
de moarte, care este inamicul numărul 1, inamicul care poate ultraja în mod ultim ființa umană. Paveze, înțelegem din propria sa operă și în principal din Il mestiere di vivere, meseria de a trăi, a fost un om încrâncenat în această luptă cu finalul, cu moartea, încercând să o înțeleagă, să o domesticească, să o îmblânzească, să o facă pe cât posibil umană. Și soluția pe care Paveze a găsit-o este finalmente sinuciderea. Dar încercând să analizeze, după cum spuneam, încercând să analizeze figura omului rănit, ultragiat în demnitatea sa ființială și încercând să analizeze sinuciderea ca act de, dacă vreți, de revoltă ultimă și de împăcare ultimă în același timp, încercând să pună toate aceste situații sub un microscop al unei analize extrem de aplicate. Textul lui Vianu ne poartă într-un dialog cu noi înșine, cu propria noastră umanitate, sigur și cu Paveze și cu opera lui Paveze. Textul cucerește prin extrema frumusețe pe care o are și prin acest tip de analiză, care este o analiză nu formală, nu într-un jargon, ci o analiză, repet, care pornește de la o origine de tip fenomenologic, dar este o analiză care merge dincolo de sensul teoretic, de oricare sens de școală, pentru că analizează existența noastră prin existența lui Paveze și o face un om care este el însuși permanent interesat, surprins, câștigat, revoltat de ceea ce vede sau citește în opera lui, sau prin opera lui Paveze. Cartea mi se pare a fi realmente o bijuterie nu numai de analiză, dar de cunoaștere a propriei umanități, de încercare de cunoaștere a umanității mele ca autor, a umanității tale ca cititor, prin acest examen al umanității, înfrânte sau nu, a lui Paveze. De aceea e o carte foarte importantă și foarte frumoasă, pentru că e o carte, în ultimă instanță, despre noi înșine, despre propria noastră umanitate rănită, ultragiată, jignită, dar pe care înțelegem să o discutăm în continuare. E un text pe care de la prima deschidere a cărții nu l-am mai lăsat până la ultima, asupra cărei am revenit, nu odată. Repet, e un text foarte frumos, e un text cu o anumită demnitate și discreție și frumusețe poetică, ceea ce este foarte important. Este în mod clar scris textul unui eseist cu o bună școală filozofică, dar pe deasupra tuturor acestor calități, absolut ușor și evident decelabile, e această săgeată pe care o îndreaptă prin fanta umanității care se numește Paveze către noi înșine. Acesta mi se pare pariul cărții și prin asta m-a cucerit și cred că reușește să cucerească pe oricine. Sigur, nu o să am aici multe lucruri însemnate, nu o să fac apel la ele, nu o să intru nici în dinamica textului, nu e nici timpul și nici locul pentru așa ceva. Cred că e o carte pe care ar trebui să o citim cu toții, iubitor sau nu ai lui Paveze sau ai literaturii italiene, în orice caz toți cei care suntem interesați de literatura și gândirea secolului 20.
Vreau să revin la această primă frază pentru care am făcut deschiderea micii mele a locuțiunii. Este în acest text de 150 de pagini, e ascuns, un mic tratat despre om și un lucru extrem de important și de bine scris și de bine gândit. Gândirea care iese din textul lui Vianu Mureșan e o gândire profundă, o gândire deloc barocă, o gândire care urmează acel tip pe care l-am numit al gândirii în șurub, al acelui tip de demers care forează în adâncime părând numai că stă pe loc, pentru că învârtindu-se șurubul trece prin materia dură a propriei gândiri, a propriei teme, către înțelesurile de dincolo de el. Și e semnul întotdeauna a unei gândiri profunde. Sper să vă fi putut, trezi interesul pentru acest eseu bijuterie pe care Vianu Mureșan l-a dăruit. Da, și eu sper că domnul Gheorghiu a reușit să vă trezească interesul, așa că o să rog pe autor să-l întețească un pic, să ne spună și el ce a vrut să ne spună cu această carte. E întrebarea banală pe care o pune... Ce a vrut să spună autorul, da. Întrebarea pe care o pun reporterii începători. Cred că puțini autori ar putea să... sau au cuvinte suplimentare după ce pun punct unei cărți și tot ceea ce eventual ar putea să gloseze dacă ni se pune această întrebare, ce ai vrut să spui sau ce ai vrut să demonstrezi cu această carte, cred că sunt marginalii, mai mult sau puțin irelevante. Eu aș putea eventual să mă explic de ce am ales să scriu despre un sinucigaș. Pavese, cei care au citit literatura italiană sau știți cât de cât literatura secolului 20, imediat după 1950, când s-a sinucis, în Europa a fost un cult negru al lui Pavese, s-au publicat 10 de ediții imediat după sinuciderea lui. Toată lumea a fost, cum spunem acum, șocată, deși termenul nu-mi place deloc și aproape orice se petrece neașteptat, noi reacționăm cu o stare de șoc, mai mult retoric. În orice caz, o nedumerire și o frământare care a rămas în mintea mea din momentul în care am citit Meseria de a trăi. Am studiat, pot să spun, mai bine de 10 ani această Meserie de a trăi, acest jurnal lui Pavese, care se întinde pe o perioadă de 15 ani. Și pur și simplu am încercat cu mintea adolescentului la început și mai târziu cu o minte coaptă de educație și de studiul filozofiei, să văd cum se produce acest proces simplu de la frustrare, de la jignire, de la nefericirea în viață și în relațiile pe care el le-a avut cu istoria, dar și chiar relații concrete cu o suită de femei, pur și simplu, de prieteni de ale lui. Cum duce acest sentiment al jignirii explicitat și lămurit față de sine însuși în Meseria de a trăi, cum duce la acest gest frust, care e suciderea? Nu pretind că am o explicație în sensul în care, dacă știm care este cauza unui fenomen, am găsit și soluția pe el să nu se repete. Nu cred că cineva poate să explice sinuciderea în așa fel încât să preîntâmpine în acel moment un alt fenomen similar, o altă sinucidere. Cred că e una dintre formele de intimitate și de secret personal pe care nimeni nu-l divulgă și, în orice caz, cred că nimeni nu îl vindecă. Eu am încercat să analizez sentimentul pe care l-am găsit dominant în Meseria de a trăi, în special, dar și în alte câteva cărțile lui Cezare Pavese, Dialoguri cu Leuco, în câteva poeme, unul dintre ele fiind chiar pe coperta noi ediții și care a fost tradus splendid de domnul Chirițescu în română, cu titlul Va veni moartea și va avea ochii tăi. Dacă nu m-am înșelat prea mult
urmărind poezia lui Pavese și scrierile lui din ultimii ani, eu am propus ca formulă de interpretare relației lui cu moartea și cu sinuciderea ca un ritual de seducție. Aș avea nevoie de mult mai mult timp decât avem acum la dispoziție ca să lămuresc ce e acest lucru, dar dacă veți citi doar acest simplu poem, va veni moartea și va avea ochii tăi, veți înțelege că toate dezamăgirile sau toate frustrările sau suita de jigniri și de nelămuriri și de nemulțumiri și de fericiri pe care le-a parcurs, le-a traversat și care în urma cărora a rămas rănit și nevindecat, definitiv nevindecat, l-au dus în fața, cu puțin timp înainte de a se sinucide, în fața scrierii acestui poem dedicat ultimei lui partenere, o actriță de origine americană, Constance Dowling, care probabil că și acum încă e în viață, din câte știu. Și imaginea acestei ultime femei a fost suprapusă în intimitatea poetică lui Cezare Pavese cu moartea. Va veni moartea și va avea ochii tăi, înțeleg eu că este transferul pe care el în ultima instanță îl operează dinspre relația nefericită și ultragiantă pe care a avut-o de-a lungul întregii vieți cu femeile, înspre această ultimă parteneră pe care speră să o cucerească pentru totdeauna. Dacă e sau nu pentru totdeauna, asta mi-e greu să spun. Analize ulterioare gestului sinuciderii mi-e cu neputință să produc, să fac. Oricum, eu am încercat să urmez pas cu pas, pagină cu pagină, tot ce descrie Pavese despre sine în meseria de a trăi și să văd cum arată de fapt o sinucidere premeditată. E între puținele cazuri de mari scriitori care și-a explicitat, și-a lămurit vreme de 15 ani în acest jurnal și în alte câteva scrieri, această intenție clară. A spus de nenumărate ori că se va sinucide, că o va termina într-un moment sau altul, nu știa cum și ce va pune capac, dar are o mulțime de pagini în care vorbește despre voluptatea apropierii lui de moarte și despre fermitatea nerenunțării la această decizie. Felul în care a făcut-o e lămurit în cartea mea, în paginile finale. Nu pot să pretind că este o lămurire în general a sinuciderii sau a acestui accident nefericit care se întâmplă, care s-a întâmplat în viața lui Pavese, însă aș putea spune că am încercat să am nasul deschis și analitic și să văd, de fapt, să urmăresc pas cu pas, să fiu umbra lui până în momentul în care nu mai pot să-l însoțesc, momentul în care decide să o ia pe cont propriu și să meargă dincolo de posibilitatea mea de a-l însoți. Și în acel moment cartea mea se încheie cu o nelămurire. Nu știu punctul final al deciziei lui. Se știe că s-a sinucis într-un hotel, într-o cameră de hotel, într-o dupămasă în care și-a permis un ultim moft, s-a îmbrăcat foarte elegant, și-a șlefuit pantofii, și-a aranjat pălăria, s-a plimbat pe străzi, a vrut chiar să agațe o femeie la un bar al hotelului. Nefericită și acea ultimă tentativă, a fost refuzată oarecum ironic. Aș putea spune că i-a pus capac puțin reacția acelei femei pe care încerca să o agațe în ultimele ore ale vieții lui și care a spus că ești un tip bătrânicios și plictisitor. După care s-a retras în camera lui de hotel, a scris pe un volum al lui Dialoguri cu Leuco, vă iert pe toți și tuturor le cer iertare și dacă se poate mai puțină vorbărie. Și arată un punct de pastile și s-a sinucis. Așa a terminat-o. Pentru mine nu e o experiență de ignorat. În fericirea și în echilibru vieții noastre nu ne bate pe prea mult, nu ne bate gândul să ajungem acolo și să ne confruntăm cu astfel de decizie. Însă dacă în unele situații se întâmplă, așa cum în unele situații se întâmplă ca unii să ajungă din nefericire la sfințenie sau din război și din umilință la sfințenie, unii ajung din jignire la sinucidere sau la decizia morții, dar, repet, nu sunt situații prea frecvente. Din potrivă, lumea e în general definită și populată de ticăloși care continuă să trăiască, nu de inocenți care se sinucid, cum a făcut-o Cezare Pavese. Deci, statistic, nu cred că e relevant și pentru ce se întâmplă în general cu sufletele oamenilor,
Însă, pentru mine, cazurile particulare sunt, de fapt, concentrările cele mai adânci ale experiențelor posibile ale omului. Și experiența unui geniu literar, analizată un număr destul de lung de ani, și care se termină cu gestul premeditat și afirmat de atâtea ori al suicidului, este o consecvență, o coerență cu sine formidabilă, cu toate chestiile cutremurătoare în consecința ei finală, în decizia morții. Nu știu dacă am reușit să vă provoc cu un pic mai mult decât a făcut-o Mihai Gheorghiu, care mulțumesc pentru cuvintele spuse despre cartea mea. Eventual veți putea afla mai multe și dacă merită sau nu să pierdeți timpul citind-o, cartea se găsește aici. Sper să găsesc solidaritate a câtorva dintre cititori cu această teză a interpretării morții ca ritual de seducție. Deocamdată vă mulțumesc! Da, mulțumesc, Ioan Mureșan. Moment publicitar, nu? La stand se mai află încă două cărți semnate de Ioan Mureșan. Romanul pe care l-am amintit, Nebunul Dumnezeu, și un ghid, dacă vreți, un ghid practic de consiliere a copiilor loviți de aripa geniului. Așa, e o carte scrisă de Ioan Mureșan după ce a petrecut câțiva ani cu Sofia Leopold, o fetiță care la 3 ani și puține luni a început să deseneze, mai întâi vrând să schimbe soarta unor desene animate care sfârșeau tragic, iar apoi, de atunci și până azi, când are 6 ani împliniți, 7 în curând, a avut deja 4 expoziții personale. Deci, 3 doar în vara asta, 4 de 4 știam eu. Vianu, de fapt, s-a întors recent din Canada, unde a participat la ultimele 2, la Toronto. Așa că vă invităm să răsfăiți, dacă nu, să citiți integral aceste cărți. Îl invit pe domnul Alecu Evanghelia, care adineauri și-a salutat un contemporan, pe domnul Nicolae Brăban, nu? Îl invit mai aproape, că aș vrea să-l provoc să vă incite dânsul. Eu o să vă spun câteva cuvinte doar despre romanul Diavolul și Pelerinul. Dacă cineva crede că entuziasmul și talentul se epuizează, sau mai ales mai degrabă talentul și, hai să spun așa, o doză de vitalism literar, acum inventăm termeni literari, sunt posibile doar în tinerețe. Domnul Alecu Evanghelia, aflat la a doua tinerețe, trecut ușor peste 80, așa, dar după cum vedeți nu arată nici în exterior, nici în interior la fel, ne contrazice cu această carte, pentru că este o carte de o vitalitate excesivă. Și de o, cum să vă spun, am putea folosi și cuvântul ăla care îi displace și lui Vianu, șoc. Palocul șochează, într-adevăr, dar surprinde în, mă rog, într-o cheie seducătoare chiar, câteva realități bine conturate și epic și, mă rog, și metaforic și cum vreți. Încercăm să redăm cititorilor de azi o parte din opera domnului Alecu Evanghelia. Trebuie să spun că în 1958 dumnealui a luat premiul de stat pentru literatură. Greșești cumva anul? Nu. Premiul Academiei, pardon. Așa. Și de atunci s-a retras, care e un pic mai important, așa este. Și de atunci s-a retras cumva din viața literară. Nu știu dacă intenționat sau viața l-a purtat prin alte, nu știu eu, colțuri ale creației. Printre altele pictează, are câteva camere pline cu tablouri și nu știu dacă e bine să, nu știu eu, să fac așa o ușoară destăinuire. Domnul Ghilia mi-a spus într-o zi că este gata să le ofere unui spațiu cu condiția să fie afișate, adică să stea permanent expuse. Mi se pare un gest de maximă generozitate să donezi, practic,
opera de o viață, pentru că lucrează, cred că de mai bine, de zeci de ani la această colecție. Ei, până atunci însă îl invit la microfon să ne spună câteva cuvinte și despre, să zic așa, o să folosesc un cuvânt abuzat, proiectele literare mai vechi sau mai noi. Încercăm să reedităm în curând și Lumina din adâncuri, un roman apreciat și la apariție și sperăm să-și găsească cititori și în zilele noastre. Domnule Ghilia, vă rog. Ce imens curaj are acest domn Valentin Zelastea, ce curaj la toată lumea să publice un autor ca mine, când cititorii fug de autor. E trea concluzia că unde apare eu se face bun. Toate lumea dispare. Această mic roman, unul din cele mai mici cărți care le-am scris eu. Acest mic roman conține o foarte mare provocare. O foarte mare provocare. Provocare foarte actuală în acest război în care ne aflăm cu toți. Toată Europa și toată lumea. Se înfruntă aici două forțe, mari forțe. Forța maleficului, pe diavol, cunoscut în literatură încă de la și tratat genial de Thomas Mann, Dr. Faustus, și forța proteică umanistă, genială, reprezentată prin Tolstoi. Spun Tolstoi și te cutremur. Tolstoi, care a fost o conștiință universală, a fost unul din atât de mare că nu dumneavoastră cunoașteți și nu mai e nevoie să nu am să vă spun eu. Domnul Lefter, dacă ar fi citit cartea și ar fi vorbit, ar fi putut vorbi ori întregi despre Tolstoi și cum apare Tolstoi în această cărțuie. Forța lui Tolstoi e prezentă el ca personaj prin forța virilității sale. Prin forța virilității sale. Mă indispune toată atmosfera de aici. Toată atmosfera, pentru că așternare forța comercială necesară, publicistică, să facă exact ce se face în față. E normal. El, săracul, se străduie singur și găsește câte un scriitor ca mine pe care vrea să-l propulseze. Îl felicit pentru asta, că consider un fel de eroism gratuit a lui. Și eu v-aș invita totuși, n-am cum să vă vorbesc despre carte. O carte în care se înfruntă diavolul cu Tolstoi.
se împrunte forța sexuală a lui Tolstoi cu diavolul. Forța bisericii cu diavolul, cu diavolul și cu Tolstoi. Forța lui Tolstoi cu conștiința istoriei contemporanilor lui. Forța lui Tolstoi cu contemporaneitatea noastră. Ar trebui să vă citesc pagini întregi de analiză psihologică, de o mare, zic eu, forță a stilistică, a textului. Textul, densitatea textului, care în simbolistica lui spune foarte mult și care te fascinează. Cartea vă previn că dacă aveți ghinionul să o cumpărați, ceea ce probabil că nu o să se întâmple, dacă aveți ghinionul să o cumpărați, cartea o să vă și forțeze să o citiți. Asta e o carte care nu se va arunca în bibliotecă. Va fi o carte, dacă vă cade, cui cade în mână, va fi ca un blestem. O să o citească și o să se lipească, nu o să se plăcească, o să se lipească sufletește de ea și o să-i dea foarte mult de gândire. Îl felicit încă o dată pe acest domn, acest Hidalgo, editorialist, care vânează mor de vânt și caută cititorii unde nu sunt. Și dumneavoastră, vă mulțumesc că ați singurii care ați... Da, i-a reușit și un vers, domnului Ghilian. Vânează mor de vânt și caută cititorii unde nu sunt. Da, e bine. Să rămâneți pe poziții. Într-adevăr, cred că nicăieri nu este mai zadarnică această căutare decât la un târg de carte, nu? Da, totuși, să știți că așa mai în glumă, mai în serios, domnul Ghilie are dreptate. Dacă o să aveți cumva, nu ghinionul, ci șansa să începeți să citiți această carte, nu mai lăsați de mână. Asta am spus și la început și niciodată nu încerc să epatez când e vorba de, mai ales când e vorba de cărți editate de noi. Eventual, dacă laud în exces alte cărți, atunci nu le public. Peste câteva momente, dar până atunci mai avem puțin timp și profităm de el, o să-l invit pe Părintele Bogdan, care vine de la Ploiești, sau chiar un pic de dincolo de Ploiești, de la Blejoi. Părinte, vă rog să vă alăturați. Și o să vă rog să ne vorbiți puțin despre Petru Ursache. Despre aceste două cărți. Pe asta am reeditat-o, a fost lansat acum 3 sau 4 ani aici. Este vorba despre Omul din Calidor, o carte dedicată lui Paul Goma, lui Petru Ursache. Vasile Gogea, la care o carte a fost prezentată mai devreme de Ion Bogdan Lefter, l-a numit pe Petru Ursache omul bun al culturii române. Ar putea să ne se pare exagerat, dar cei care l-au cunoscut pe acest om, cred că sunt de acord cu acest titlu pe care o să-l mai vedem pe multe cărți, pentru că de curând s-a finalizat un album Petru Ursache, un album cu multe amintiri, cu multe referințe, cu multe articole despre cel care a fost Petru Ursache. Este unul din oamenii care a scris mult și bine. Are peste 30 de apariții editoriale pe care vrem să le reedităm. Am reușit până acum să edităm 7 în colecția Etno și încercăm ușor să rotunjim întreaga opera profesorului. Era unul din puținii, iar nu mai spun că era unul din puținii, că s-ar putea să trezim alte polemici. Dar ce e sub 1000 e puțin. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar la 22 de milioane, dacă avem 1000 de intelectuali care au spirit civic, mie mi se pare puțin. Ei, Vasile Gogea este unul dintre cei 1000. Petru Ursache
este, era și este unul din acei 1000 de intelectuali care nu erau indiferenți față de semenilor în primul rând. Miorița, dosarul mitologic al unei capodopere, face parte din seria Ethnon, pe care v-am spus că au apărut deja 7 volume. Așa o să ridic microfonul, așa la înălțimea părintelui Bogdan, ca să vă vorbească puțin despre Petru Osache. Sigur, pe, la stand găsiți și antropologia, o știință neocolonială, care îi place în mod deosebit părintelui Bogdan Georgescu și poate să o amintească și pe aceea. Mă bucură, în primul rând, alăturarea unor oameni foarte dragi spiritului meu, domnul Bianu Mureșan și domnul Mihai Gărgiu. Dacă ar fi să mă gândesc bine, aș putea vorbi și despre cărțile dumnealor. Și vreau să atrag atenția ca o introducere la Petru Osache. Anul 2014, când 2014 a apărut cartea domnului Mihai Gărgiu, a marcat două apariții fabuloase, zic eu, din și sau despre Mircea Eliade, cartea lui Moșe Idel la Polirom și cartea lui Mihai Gărgiu la editura Icon. Reversul istoriei este despre opera lui Mircea Eliade. De foarte multă vreme nu am mai citit o sinteză a operei lui Mircea Eliade atât de bine făcută, atât de substanțială și în sensul de conținut și în sensul de idee. Mi-a plăcut foarte mult, repet, asta ca o introducere la Petru Osache. La un moment dat spune acolo domnul Mihai Gheorghiu că spre finalul vieții Mircea Eliade, atât de criticat de către cei mai noi istorici și filozofi ai religiilor, tindea să se îndrepte spre o analiză mai mult de antropologia religiilor, adică spre analiza comportamentului omului modern raportat la partea culturală ce derivă dintr-o religie sau alta. Lucru foarte interesant, mai ales în contextul celor ce se întâmplă în ziua de astăzi. S-a mai adus aminte aici despre avalanșa aceasta de tulburări cu care se confruntă Europa și lumea, și lumea noastră. Petru Osache face la rândul un lucru extraordinar. La noi în România nu există sau nu e conturată extraordinar de bine o antropologie culturală, s-ar putea să mă critique cineva aici de față, dar mă refer la faptul că nu există un institut afară de un departament, un institut al Academiei există, însă se pune foarte mult accent acolo pe partea fizicalistă sau antropologia medicală. Mă refer la Institutul de Antropologie Francis Rainer al Academiei Române și partea de etnografie și folclor pare că revine mai mult sociologilor spre cercetare decât antropologilor. Nu avem o școală de antropologie a filozofiei, total diferită de, cum ar spune domnul Gheorghiță Geană, de filozofia antropologică. Nu avem așadar o facultate sau o universitate de antropologie. În contextul acesta, cu atât mai valoros este Petru Osache, care reușește, pe de-o parte, în variantă critică, vedeți cazul operei sale Antropologia sau o știință neocolonială, să arate că în timp ce ni se sugerează să urmăm niște modele venite dinspre cei mai mari în cultură, dinspre țările mai puternice, e normal că dacă sunt puternice economic și militar și politic,
au și dezvoltat culturi mai puternice. Și Petru Ursache realizează la Universitatea din Iași o catedră de antropologie foarte puternică, se axează pe cercetarea omului prin prisma manifestării sale în folclor sau în etnografie. Sunt foarte multe lucruri de spus aici despre cele două cărți. Un singur lucru apare mie ca fiind cel mai important sau cel mai plăcut. Vorbim despre niște cărți care nu se citesc, cum zicea Petrețuțea, ca pe informația Bucureștilor. Cărți care se citesc cu creionul în mână, cu dicționarul lângă tine și care trebuie recitite imediat ce au fost terminate. O serie întreagă de concepte sunt enumerate acolo, așa încât pot spune că editura Icon face un serviciu deosebit școlii de antropologie românească. S-a produs la un moment dat un hiatus, pentru că școala aceasta tindea să existe, începuse cu Dimitrie Gusti și cu cercetările pe care le întreprindea școala monografică cu studenții de la Universitatea din București, cu studenții de la sociologie, dar bătând mai departe spre antropologie, spre studiul comportamentului omului creator de valori. La fel, s-a continuat cu Simion Mehedinți Sobeja și cu Traian Herseni, după care s-a produs tragedia venirii comuniștilor la putere și școala de antropologie românească continuând să existe timid, că nu se poate spune că a fost întreruptă existența școlii românești de antropologie, a fost trecută undeva într-un plan secundar. Iată de ce literatura lui Petru Ursache este cu atât mai importantă, pentru că redeschide studiul antropologic al problemelor acestea dintr-o variantă și dintr-o alternativă, nu cu puțin, comparativ vorbind, nu cu puțin mai valoroasă celor reprezentate de școala de la Manchester sau de germani. Multe, revin și spun, ar putea fi spuse despre literatura lui Petru Ursache. Cel mai bun argument este să luați cartea și să o citiți. Și să începeți ca să înțelegeți ceea ce nu mai înțeleg românii despre Miorița, cu antropologia o știință neocolonială. Spune acolo, aceasta am să vă mai spun și mă opresc. Situația de astăzi în care trăim poate fi foarte bine înțeleasă prin studiul aculturației și inculturației care ne vin dinspre puterile cele mai mari. Noi nu trebuie să continuăm să reproducem în arealul nostru Carpatul Danubian modelele, pattern-urile culturilor străine. Este timpul să se vină cu modele cu adevărat românești, mai ales în contextul în care vin personalități de afară și ne spun că nu ar mai fi bine să continuăm imitarea abusului, ci să mergem pe picioarele noastre. Mă refeream, de exemplu, la Prințul Charles și la foarte mulți străini care vin și se stabilesc aici, pentru că în timp ce românii devin critici cu mioritismul, balcanismul, cu ghilimele de rigoare, uitând că expresia lui Iorga Bizanț, după Bizanț, a însemnat mai mult decât o formulă eufemistică, ceva extrem de valoros. Noi am reușit să păstrăm în partea aceasta a Europei valorile antice și renascentiste într-o perioadă când Occidentul iluminist avea tendința să o ia razna. Astăzi iar o ia razna și iată că personalitățile conștiente de lucrurile acestea din Occident vin și ne îndeamnă să ne păstrăm valorile. Petru Ursache lucrul acesta ne învață în cărțile sale, pe care le recomand studenților de la sociologie și filozofie ca pe adevărate manuale, și celorlalți lectori avizați
ca pe motive de plăcere cărturărească. Mulțumim, părintele Bogdan Tăpescu, vă mulțumim dumneavoastră pentru efortul de a participa la această lansare. Este un efort, într-adevăr, să stăm peste 40 de minute în picioare. Din păcate, cum am mai spus și ieri, ăsta este formatul acestui târg, așa că ne conformăm. De la ora 16 vă ajutăm la alte lansări. Până atunci vă invităm să răsfoiți cărțile despre care ați auzit că vi s-a vorbit. Vă mulțumim!